Este una dintre marile doamne ale teatrului românesc. Este o artistă iubită, cu o carieră demnă de admirație și în același timp de respect. Când spui Stella Popescu, spui umor de calitate, spui show de revistă, spui comedie în teatru și film. Doamnă Stella Popescu, ați adunat în atâția ani de carieră, 50 și 5. Și 5. Foarte multe roluri în teatru, în film, în spectacole. Dar pe lângă aceste roluri ați adunat și foarte multe amintiri. Bineînțeles. Asta e un noroc. E adevărat. E un noroc. Am să vă rog să răsfoim împreună albumul cu amintiri. Sigur că ne trebuie fotografii pentru asta și noi am pregătit niște fotografii. Ce, ce bucurie îmi face să... asta, pentru că de multe ori eu uit de ele, nu știu ce, și când văd, pune cineva câte fotografii la televizor din asta, rămân paf, zic, a, e de atunci și încep să-mi vină amintirile, știi? Dacă ai... Fotografiile sunt foarte importante. Așa foarte este. Importante. Și chiar asta am să vă rog, da. Am să vă arăt fotografii și am să vă rog să le comentăm împreună și să-mi spuneți ce amintiri vă leagă de momentele respective. De oamenii care apar lângă dumneavoastră în fotografii. Primul set de fotografii este de la prima ediție a Cerbului de Aur de la Brașov, pe care dumneavoastră ați prezentat-o. Am prezentat-o cu Iurie Darie. În fotografii... Eu am o întâmplare... E singura întâmplare urâtă care o am din cariera mea. Este o întâmplare de atunci, din perioada Cerbului de Aur. Vă spun imediat. Dar ce coc aveam! Asta e Anca Gemolu? Anca Gemolu, păi e. Asta vreau să vă întreb, să ne spuneți. Dar știți că eu mă întâlnesc și acum cu Anca Gemolu? Care sunt numele mari pe care le-ați prezentat la prima ediție a Cerbului de Aur? În clipa asta nu mai îmi dau seama cum îl chema. Hugo Frey? Hugo Frey nu era ăla din Belgia, care gânda Je suis le fils de mon papa. Tararararararara, lua primul. Jacques Justin? Jacques Justin, da, Jacques Justin. Astelalte cred că era din Olanda, care a cântat un cântec românesc foarte nostim. Mă rog, asta este la Popescu. Și aici este Anca Gemolu. Eu chiar de curând m-am întâlnit cu Anca Gemolu, da. Aici, pen ultima este Anca Gemolu. Era o fată superbă și cu sprâncenii înghinate. Și locuiește în Germania și a fost sunt de curând și m-am întâlnit cu ea și am stat de vorbă, am fost emoționați toți, adică amândouă, nu toți. Toate da. Sunt. Asta era gala de premiere? Da, cred că da. Ce studioasă eram aici. Pe ceilalți nu prea știu, uite aici era în partea asta, altera. Nu mai știu exact cine era. Este scoțianul, nu-mi dau seama ce a făcut atunci, că e o figură foarte cunoscută, scoțianul de aici, dar nu mai țin minte ce premiu a luat. Pe Jacques Justin îl țin minte bine și pe olandeză, pentru că a cântat foarte frumos și a cântat, mi se pare că a cântat Ionel Ionelule, dacă nu mă înșel. Parcă așa a cântat, da. A fost o întâmplare. Sunt din 68, asta da. Să precizăm. Da. Întâmplarea cea mai urâtă care am avut-o în cariera mea, mie nu mi s-au întâmplat lucruri urâte, telefoane scabroase, nu prea mi s-a întâmplat așa ceva. Dar atunci, eu fusesem propusă să prezint festivalul Cerbul de Aur. Bun. Și unde ați fost aleasă dumneavoastră? Jucam extrem de mult la televiziune. Enorm! Învățam repede, imediat intram în problemă și ei mă apreciau foarte, eu am fost foarte apreciat. Am atâtea materiale la televiziune încât aș putea să fac nu știu câte, un ciclu întreg de CD-uri. Din păcate au început ei o poveste din asta, au făcut două CD-uri și până au renunțat. Na, nu s-au ținut de treabă, mă rog, asta e altă poveste. Și mi-au propus să prezint festivalul. Mi-am făcut două rochi, eu pe banii mei, frumoase, așa. Și în ultima clipă, când am ajuns la Brașov,
m-au anunțat că nu o să mai prezint eu festivalul, o să prezint spectacolul acela seara la bar, adică rezultatele, comentariile de timpul festivalului. Eu care niciodată n-am făcut din ceva o tragedie, mi se pare tot firesc. Da, n-o să mai prezinte, care e problema? N-am fost ambițioasă și preocupată de lucrurile astea, să fac din asta o problemă. A, bine, bonjour. Și a prezentat o actriță care se numea Luminița Iacobescu, frumoasă, foc. Cum se întâmplă împreună cu Iurie Darie. Da, împreună cu Iurie Darie. Cum se întâmplă lucrurile în showbiz, cu intervenții, cu dracu, cu lacu. La primul spectacol, Luminița a fost catastrofă. Îmi pare rău pentru ea, că până s-a măritat cu un franțuz, cu pianistul Pierre Colombo, și a plecat în Franța. Dar eu prezentam partea, adică traducerea în franceză, știi? Nu era așa de greu, că nu eram eu specialistă în franceză. Dar cel care m-a ajutat în scenă, care m-a ajutat pe urmă în scenă, a fost Paler. Și care era per mare personalitate și... Nici mă gândesc și acum, mă gândesc cum o fi fost... Deci stătea în genunchi lângă mine, eu scriam pe genunchi aici, pe scaun, și el îmi dicta genunchi lângă mine ce trebuie să spun. Dar era ambiția extraordinară să iasă festivalul fenomenal. Tudor era ambițios, Pal era atunci președintele, cred că președintele era. Vorbim despre Tudor Vornicu. Tudor Vornicu era șef de programe și vroiam să iasă bine tot, bine. Și domnișoara Luminița a fost o catastrofă. Drept care, în aceeași seară, eu cred că ea săracă avea și dreptate, era mult mai mică decât mine, perioada în care la liceu nu s-a mai învățat franceza cu atâta intensitate cum am făcut-o noi, generația noastră. La ora 1 noaptea, după o ședință probabil uriașă între șefe acolo și o bătălie, mi-au bătut la ușă Lazarov și cu... era un redactor extraordinar de deștept. Nu mai țin minte. O să-mi aduc aminte, poate ce spun. Și a spus, ai rochile la tine? Da. Mâine intri și prezinți festivalul. Bine! A doua dimineață, la 10 punct, eram la coafăr. Arro pe atunci avea coafăr în holul mare. Și mă duc la coafăr și mă punea pe bigudeu și eu râdeam cu fetele că eu și jucasem la Brașov. Eram foarte apropiată de cei de acolo. Și în clipa aia mă cheamă cineva, zice, veniți repede la recepție pentru că vă caută cineva. Dar speriat așa. Zic, da, despre ce vorbim? Mă duc eu la recepție, zice, trebuie neapărat să plecați acasă la mama, că mama era la Brașov. Să plecați acasă la mama dumneavoastră, că nu se simte bine. Bă, dai seama ce cui mi-a intrat mie. Mă rog, m-am despieptănat, nu știu ce mi-a făcut acolo și am plecat la mama. Mama era ca și mine, că-i seama de mine la fire. Mă duc eu, fug acum un taxi, ră, și intru pe ușă. Mama cursă la mașină. Sute și la mine, dar și cu tine aici. Și faci, și cu tine aici. Păi zic, tu cum te simți? Deci cum adică, cum, nu vezi că lucrezi și vrei de la mine? Da, mai era la mare. Nu era. Cineva dăduse telefon la recepția hotelului ca să-mi strice ziua. Așa ceva nu mi s-a întâmplat mie, știi? A fost singurul lucru urât. Așa câte o vorbă, dar eu mi-am făcut un obicei. După un an, doi de intrat în teatru, dacă cineva îndrăznea să-mi știți, doamna asta, ce rea e lumea sau așa, știi? Nu știu și nu mă interesează. Nu mă interesează. Nu mă ating lucrurile astea. Mai degrabă, poate câteodată mă gândesc, măi, ia să văd de ce a zis ăsta așa. Poate că are dreptate, știi? Mai degrabă. Asta a fost latura mea care m-a salvat în carieră. Că nu am fost disperată după succes. Nu, no, și birii n-au ieșit. Cum a zis mama, nu știu, trebuie să știi că am declarat-o de 1000 de ori. Da, mama zice, vezi, n-ai vrut să mă faci artistă, dar uite că... Ai avut noroc că ți-o ieșit. Extraordinar. E o filozofie țărănească foarte bună. Deci asta n-aduce aminte, da. Festivalul de la Brașov. Și am intrat de a doua zi și am lucrat cu... Sigur, ajutată, m-am foarte, foarte mult ajutată de domnul Paler și cu Iura, care era talentat, era arăta extraordinar, subțire. Când... Știți că până la... peste 50 de, până la 60 de ani, cred că Iura a purtat costum, adică putea să poarte costumul lui din liceu. Extraordinar! Avea siluetă, arăta foarte, foarte mic și era deștept, așa, băiat extraordinar a fost, Dumnezeu să-l odihnească.
Asta trecem e. La un alt set de fotografii. Da. Dumneavoastră ați avut niște succese foarte mari, ați făcut niște roluri foarte frumoase la Teatru de Comedie. Da, tocmai s-au oprit 54 de ani de la înființarea teatrului. Da. În Preșu, în Pețitoarea, în Sfântul Mitică Blajinu și lista e lungă. Plicu. Plicu. Avem niște fotografii în care sunteți împreună cu doi colegi. Cu Ion Lucian, da. Și cu mare actor, mare și cu Cornel Vulpe, imediat. Bine, Teatrul de Comedie avea o echipă extraordinară, înființată inițial de domnul Radu Beligan. Când am ajuns eu la Teatrul de Comedie, dânsul nu mai era acolo, plecase director la Național. Dar rămăsese trupa bine închegată, cu actori extraordinari. Să le luăm pe rând. Da. Hai că aici eram rușică. Este în piesa Scaiu, un feido, făcut spre, prin anii 89, pentru că 90-91 eu am plecat de acolo. Fotografiile sunt din 88 astea. Din 88, ei, vezi că mai țin minte câte ceva. Aici eram cu Lucian aici, și aici eram altă, tot cu Lucian, da, într-o altă epocă. Vreau să spun că amintirile mele legate de domnul Lucian sunt foarte, foarte puternice. Era un actor care te făcea talentat. Chiar dacă nu erai foarte talentat, Lucian, când punea mâna în scenă pe tine, așa, și te lua de mână, parcă îți transmitea așa un șuvoi de energie. Era extraordinar. Ce spectacol era? Scaiu. Scaiu? Da. Scaiu. A fost unul din marele spectacolele teatrului, dar tot Scaiu. Astea sunt din Scaiu. Da. A fost un mare, mare succes. Dar a fost un spectacol bun. Comedie, lumea venea la Teatru de Comedie. Aici sunteți cu George Mihăiță și cu Cornel Vulpe. Da, George, ce bine merge teatru cu George, director. N-ai fi crezut că el venise la teatru foarte tânăr și fără ambiții din noastră să fie director, să fie nu știu ce. Și uite-te că în el s-a născut această dorință de a duce teatru mai departe bine. Și la ora actuală teatru merge extraordinar, extraordinar și datorită și lui. Are un repertoriu bun, iubește actorii, e imparțial, contează enorm, știi? Cornel Pernacu, săracul, s-a prăpădit. Cornel era un comic irezistibil. Irezistibil era. De la Teatru de Comedie, cu cine ați colaborat mai mult și ce amintiri vă leagă poate de o persoană anume sau de un coleg sau o colegă? Păi erau actori foarte buni, vreau să spun, n-am avut nicio relație absolut specială acolo, dar aveam colegi, cei care am jucat foarte bine. Era o atmosferă, se spunea că la Teatru de Comedie ca acasă. Tot Bucureștiul ne invidia oarecum, pentru că era o trupă foarte bună și fără probleme din astea. Cine m-a impresionat enorm a fost Vasilica Tastamana. Și Santa Toma, este foarte Santa bună, Toma, da. Foarte bună. Dar Vasilica avea ceva, era instinctuală, de fapt. Ea nu făcuse facultatea de teatru, dar jucase de la 15 ani în teatru. Și avusese norocul pe la 16 ani să intre la teatru, 16-17 ani, cred, la Teatrul Municipal, trăia încă doamna Bulandra. Și într-o echipă din aia fenomenală, i-a învățat teatru. Jucând, mergând înainte. Și ne-am iubit foarte tare și până când s-a prăpădit. Când a plecat la spital, de la mine a plecat. Chiar în ultima vreme, el fugise în Suedia, da. În dorința de a-și ajuta băiatul, că avea impresia că acolo o să facă, nu știu ce o să facă. Mă rog, dacă rămânea aici tot o mare artistă, rămânea și îl rezolva și pe băiat. Pentru că e o prea mare artistă, putea să ducă casa și rostul lor înainte. Mă rog, ea a fost teamă, a plecat, a stat câțiva ani în Suedia, acolo destul de mulți. A jucat și acolo, a avut câteva spectacole. Dar sigur, problema limbii este primordială acolo. Ori suedeza este o limbă care nu se poate învăța.
A jucat, dar nu mulți, adică sindicatul atunci era puternic la ei, mi-a directorul dat, domnule, ești genială, dar stau la mine la poartă 20 de suedeze și nu pot să te angajez pe tine. Și a venit în ultimul timp, prin 90 și aproape în 2000, cred. Nu, înainte de 2000 a venit și era deja bolnavă, deja bolnavă și imediat, tot teatrul era fericit că a venit Vasilica, George a luat-o imediat să pună un spectacol cu ea la Comedia, s-a întâlnit cu Marinuș, cu domnul Dominican, cu Gigi Dinică, care erau prieteni dinainte și n-a mai apucat să joace. A repetat, adică era încântată de proiect, dar n-a mai apucat să joace. A făcut o nenorocită de hepatita C care l-a pus-o la pământ. Era extraordinară. Eu și acum mi-aduc aminte replici. Avea o ingenuitate a întrebării, dar tot timpul pe dedesubt se simțea intenția, ceea ce e foarte greu. Una e să înveți textul și să-l spui bine și altceva să sugerezi ce înseamnă ceea ce spui. Ori Vasilica făcea lucrul ăsta cu precizie extraordinară. Și de unde vine, domnule? De unde i-a venit această intonație extraordinară? Foarte interesant personaj, foarte interesant. Mare pierdere pentru teatrul românesc a fost Vasilica. Așa. Fenomenală. Ați jucat la comedie, dar totuși numele dumneavoastră este aproape sinonim cu teatrul de revistă. E adevărat. Pentru că de-aia l-am și ales până la sfârșit. Pentru că a fost alegerea și de la început ați mers acolo, pe urmă ați mers la comedie și v-ați reîntors. La început m-am dus acolo din întâmplare, că nu puteam ajunge la București și când mi s-a propus să mă ajung la revistă, am stat în cumpănă prima dată. Am stat în cumpănă. Pentru că totdeauna a existat o idee preconcepută. Revista este un genușor, acolo sunt agici cu picioare frumoase și restul nimic. Nu este adevărat. Ei, noi avem niște fotografii care confirmă faptul restul că și dumneavoastră aveți atunci niște picioare foarte frumoase. Asta e adevărat că aveam picioare, dar aici nu se văd picioarele, mă. Aici nu se văd picioarele. Aici se văd. Da. Deci aici am două dintr-un număr care n-a văzut. Spectacolul femei. Femei, da. Aș cântam un cântec țigănesc și, mă rog, nici nu-l cântam așa de bine. Da, pentru că eu, mie mi-a fost frică să cânt. A fost primul? Primul spectacol. Nu, a fost revista de altă dată întâi, după aceea mai fost ceva și după aceea femeie. Dar s-a fost primul spectacol care l-am făcut cu puișor Maximilian. Am înțeles. Da, și atunci ne-am căsătorit și teacul era foarte frumos. Da. Ulterior ați început să lucrați? Da, deci m-am dus prima oară acolo pentru că m-au chemat acolo. Da. Și eu eram la Brașov, erai obligat să faci 3 ani de stat la Brașov în experiență, sau cum se chema pe atunci, nu mai știu. Cum se fac la doctor, stagiatură. O stagiatură de 3 ani. Și cine nu vroia să vină la București? Pentru că nu exista atunci nici televiziune, nici radio, nicăieri. Era la Iași un post de radio și probabil din asta flotante pe la Cluj, pe la Timișoara. Dar aici era radio, aici era televiziunea, aici era teatru, aici era viața culturală de prim rang a României și sigur că toți artiștii vreau să vină la București. Dacă venea la un teatru, ai fi prins mai greu un rol pe vremea aceea, pentru că erau trupe mari, cu actori foarte buni și veneai tu tânăr. Trebuia să aibă nevoie neapărat de o fată tânără într-o piesă. Deci patrundeai mai greu pe vremea aia, în marele teatre. Ori la revistă aveau nevoie de mine ca apa. Erau câteva actrițe foarte bune acolo, vechi, dar erau mult mai în vârstă ca mine. Era Zizi Șerban, era Didi Ionescu, era soția domnului Patrici. Deci erau câteva actrițe bune. Dar ei nici nu au intrat neapărat pe actrițe, au mers mai mult pe cântărețe, știi? Și odată am întrebat pe domnul, era mare făcător de spectacol, Nicușor Constantinescu, extraordinar. Și toată lumea spunea, a fost Mie Apostolescu, marea Mie Apostol, care fugise în străinătate, nu mai juca, eu n-am mai văzut jucând, știi? Și l-am întrebat, domnul Nicușor, că el m-a dusese, el m-a văzut la un festival de tineret la care eu am luat primii cu Luluța din Hirița. Și el m-a văzut și i-a plăcut atât de tare și m-a chemat să intru la revistă. Avea și un număr de fetiță. Știa el de ce m-a luat, că se potrivea, știi? Și a zis, domnul Mijor, cum a fost că m-a auzit de Mie Apostolescu? Ești mai bună decât Mia. Zic, de ce? Păi zice, pentru că aia cânta, măi.
Cânta bine, mă rog, era frumoasă, dar tu ești actriță. Și m-a încurajat toată povestea asta, știi. Pentru că am venit, am dat examen, am intrat, scopul era să ajung la București. Dar, pentru că toată lumea spune așa, ei, te duci acolo să-ți arăți picioare, să zică numai că te-ai dus acolo la revistă să-ți arăți picioarele. Eu repetasem la Brașov cu domnul Sica Alexandrescu, care era unul din cei mai mari regizori vechi ai României. M-am dus la aici, nu uite, maestre, așa, așa, așa. Fetiso era sfid. Fetiso, du-te repede. Să stii de la mine. Dacă ai succes la revistă, joci Julieta când vrei tu. Pus un mare adevăr, adică ajungi vedetă, gata, pe urmă îți alegi tu repertoriul. Și așa s-a și întâmplat. După ce am jucat 3 ani la revistă, nu 3 ani, mai mult, vreo 7 ani, 7-8 ani am jucat. Între timp am făcut turneile la Paris și în Italia și așa mai departe, cu revista. Și atunci a venit Lucian Giurchescu, director la Teatru de Comedie, și punea Galigai, punea un om egal un om, lui Brecht, punea Brecht în general. El era un mare regizor, cunoscător în Brecht. Era brechtologul, au scris cărți despre Brecht. Brecht nu era un autor așa râvnit. Era politic și un pic mai scolastic, așa, în domeniu. Dar lui îi plăcea foarte tare. Și m-a chemat, avea nevoie de o actriță care trebuia să și cânte. Și m-a chemat pe mine. Altă cumpănă. Ce fac? Plec la Comedia sau rămân la revistă? Deja mă măritasem cu Maximilian, care scria extraordinar. Știa genul de copil. Pusese copil de artiști de revistă, copil de autor de revistă. Deci era așa când scria dinăuntru lui veneau lucrurile. Și tatăl mi-a zis, vai, nu te duce. Acum când te-ai măritat cu Maximilian, care e cel mai bun, nu te duce. Jus acasă când am auzit chestia asta. Și am zis, auzi, mă, puișor, ce fac? Și a zis, du-te repede acolo. Acolo ai să joci marele repertoriu și la noi, la televiziune, când o să vrei o să joci tu? Că au nevoie de tine. Și așa am făcut. Și bine am făcut. Foarte bine am făcut. Pentru că eu jucam vorbă revistă vara oricând, la făcusem și Ragu Boema, da, care era extraordinar. Și am jucat și revistă și teatru în același timp, 18 ani de teatru, într-un colectiv cum era Teatru de Comedie, era o școală. Și am avut și ocazia să fac câteva succese fulminante. Da. Se punea repertoriu bun, erau actori toți mari, ce să spun, Albulescu, Vulpe, Lucian, Șeptilici, Iura Darie, Pălădescu, care era un actor extraordinar. Până înainte de a mă duce eu acolo era Gigi Dinică, era Moraru, Nineta Gusti, de care lumea nu mai știe, era o actriță extraordinară. Era o trupă fenomenală. Și am învățat meserie și m-am simțit bine și am făcut succes și am jucat în toată țara românească. Pentru că eu cum terminam o premieră la Teatru de Comedie, repede mergeam la revistă și făceam și acolo o premieră cu care băteam toată țara, pentru că aveam un repertoriu de monologe și sketch-uri și cântece comice cu care le puteam face singură. E mai interesant însă cu partener. Vreau să ajungem. Pentru că în spectacolele mici, că nu poți să duci o trupă de 30 de oameni, sunt niște costuri, nu poți să-i duci, să-i cazezi, dar pentru că totuși trebuie să mergi în toate colțurile țării, părerea mea este că e un fapt, e un gest cultural să ajungi până la Valea lui Mihai sau până la Oțoțoaia din Vale, la nordul Moldovei sus, unde se pune harta în cui. E bine să ajungi acolo, pentru că asta deschide mintea oamenilor și îi medicamentează, dacă vrei. Îi liniștește și îi face mai fericiți. Eu, pentru că eu din asta l-am jucat oriunde. Pentru că făceam același lucru ca la București. Doar că n-aveam decoruri, poate, și n-aveam lumina aia care să mă facă frumoasă. Dar în rest, venea dinăuntru. Hai să spun ce mi-a spus odată la Timișoara, într-un sat. M-am bătut toată țara, ce mai? Și ce am spus la ultima întâlnire cu actorii a fost când mi-au dat premiul ăsta de popularitate, un premiu mare ăsta de popularitate. Și am spus, să știți, dragii mei, că eu sunt atât de populară nu pentru că sunt bună ca voi, ci pentru că am bătut
toate drumurile țării. Și așa am ajuns populară. Că dacă nu te vede lumea, de unde să te știe? Nu? Așa că mi-a plăcut, mi-a plăcut și am jucat mult de tot. Acolo am avut Preșu, care a fost o bubuială mare de tot, tot dintr-o întâmplare. Întâmplarea joacă un rol extraordinar în viață. Extraordinar. În meseria noastră, dacă nimerești într-o piesă bună, cu o trupă bună, la un rol care se potrivește și un regizor care te pune în valoare, le-a apucat pe Dumnezeu de un picior. La revistă ați avut și ați început să jucați apoi, avându-l partener pe Ștefan Bănică. Da, asta era el. Eu eram la Comedia și el era la Municipal. Ne-am despărțit pentru că eram din Giulești, nu? Întâi a fost la Giulești și când juca cu mine era deja la Municipal. Da. Municipalul l-a ciordit de la Giulești. Pentru că era excepțional. Tot așa, un actor de instinct, dar în același timp o rasă fenomenală. Avea o ținută. Știi cine mai avea asemenea ținută pe scenă? Jean. Jean care a jucat atâția țigani și toată lumea credea că zicea țiganul. Când urca pe scenă avea rasă. Era elegant. Avea o poziție frumoasă pe scenă. Foarte interesant de asta, să te naști cu un har. Ești erau actori cu har. Și sunt mulți actori buni, dar care rămân la o... Așa, nu vor. De fapt, știi ce se întâmplă cu actorul? Începe să aibă succes, îi se pare că la gata, e sus și nu mai contează, nu mai e nevoie să se rafistoleze. Sunt alții însă care sunt din ce în ce mai fin, mai subțiri. Câți ani ați jucat cu Ștefan Bănică? 8. 8? 8, 8 pe 9 ani, da. 8 pe 9. Am despărțit pentru că era foarte greu pe vremea aceea. El era, de exemplu, obligatoriu vara să faci turneu la mare. Era obligatoriu, era un gest cultural ăsta. Și atunci eu făceam cu revista, el făcea cu Municipalul. Dar trebuia să facem Boema. Am încercat să le împăcăm și capra și varza, cum se spune, dar n-am reușit. Și atunci, într-o bună zi, directorul Teatrului Tănase, care pe atunci, Dinescu, care pe atunci, adică exista o lege, că nu, erau bani, era autofinanțarea, dacă țineți minte. Da, da. Și atunci nu putea să ia să plătească oameni mulți. Plăteam unul sau doi, și zicea, domnule, faceți spectacolul cu oamenii din trupă. Și atunci am renunțat la Arșinel, pentru că nu la Arșinel. Așa ne-am întâlnit, așa ne-am întâlnit cu Arșinel. Și a luat ființă. Da, am renunțat la Bănică, exact. Și am jucat un an, am jucat un an cu fetele, Margareta Vasilica. Sau chiar în anul următor am jucat direct cu Arșinel. Arșinel era angajat teatrului. Da. Și așa ne-am schimbat noi. Și eu deja prinsesem gustul că plecam mult și în străinătate. Ne-am jucat cu Arșinel, de exemplu, în Australia, singuri, un spectacol de 2 ore jumate. Singuri. Cu schimbări de costum, de nu știu ce. Pentru că sunt fiind doi, lucrurile se pot face mult mai amplu și mai frumos. Avem niște fotografii dintr-un spectacol în care sunteți împreună cu domnul Alexandru Arșinel. Cu Arșinel. Da. Sunt din același spectacol, poate și din aceeași scenetă sau aceeași... Din același spectacol sunt. Da. Aștept după rochie. Da. Doar pozițiile sunt un pic diferite. Într-un final văd că domnul Arșinel a izbucnit în lacrimi. Ce i-ați spus aici? Nu știu să... Da, cine știe, s-a îngrozit de ceva, nu știu. Bine, spun eu din ce. Așa era textul, da, era probabil. Text. Era un, foarte drăguț, era un sketch extraordinar, care zicea Billy Boy. Așa. Billy Boy. Și eu vorbeam, eu găseam pe stradă un cățel și vroiam să-l aduc acasă. Și el credea că am găsit, că pentru că îl chema Billy Boy, credea că m-am întâlnit cu un negru pe care vreau să-l aduc acasă. Și era un haz enorm, îți dai seama că el îți mi-a dat. Cum îl cheamă? Billy Boy. Zic, aoleo! Zic, și ea de așa de drăguț, e creț. Făcea din asta o tragedie. Era foarte mult. Și acum mai jucăm multe dată. Nu l-am jucat de 15 ani, dar l-am băgat acum de câteva ori în spectacol. Foarte... Da. Da, asta era din Stela, Stelele și Boema. Am avut vreo 9 boeme. Tot cu domnul Arșinel, dumnealui e doctor aici.
Iar dumneavoastră erați pacienta? Nu eram pacientă. Nu știu cine. Nu știu cine eram eu aici. Știu rochia, despre ce rochie e vorba. Asta e o rochie care am cumpărat-o de la... Nu am cumpărat-o, am primit-o cadou de la Gvilina Severin. Dacă mai țineți o minte, era gândăreață. Sunt, am cununat-o cu soțul ei, eu și... Și avea o rochie de antilopă, în două culori. Și mi s-a părut așa de frumoasă. Păi, și am făcut-o să-mi o dea. Da, foarte frumos. Nu mai țin minte exact ce era, doctor. Ce făceam noi aici? De făceam pe doctorul. Că am mai avut una cu doctorul, chiar și un sketch genial. Se chema Grigoruța lui Belizarie. El era avocat și eu eram o țărancă care vroiam neapărat să fac copii. Și nu mi-e și a povestea asta. Și tot așa, el vorbea de una și eu vorbeam de alta. Clasicul chiproco care... Însă la public face un succes teribil. Puișor să și supăra pe noi câteodată. Voi vreți numai chiproco, numai chiproco. Dar i-am mai jucat și din astea cu judecată. Sunt foarte bine cunoscute de public și spectacolele în care erați în travesti. Ei, vai de mine. Asta a fost un succes fantastic. L-am făcut și la televiziune, de fapt, numărul ăsta, să știi. Cântam la chitară și mă dureau degetele. Da. Și domnul Arșinel avea o fostă cu volane. Da, era dansatoare spaniolă. Da. El, uite, știi ce e foarte interesant cu Arșinel? Face cele mai frumoase travestiuri, cele mai bune. Și comice și deloc vulgare. Un bărbat îmbrăcat femeie nu e întotdeauna plăcut. E ușor luș așa, scârbos dacă vrei. Depinde cum. Depinde cum se îmbracă, depinde cum se poartă cu rochia. Dacă vrea să fie o femeie delicată, are și haz. Dar dacă se îmbracă numai bărbatul ăsta buzat și urât și face de astea prostii comice, n-are niciun haz. Arșinel face niște travestiuri fenomenale. Fenomenale. Mie mi-a fost fric pentru că, îți dai seama să joci fric, nu, frică, nu fric. Să joci cu un bărbat îmbrăcat femeie, este o concurență mare. Ce pot fac eu? Numai că am mustață? Nu? Ei, am ținut piept. Am ținut piept cu diverse mici... Printre primele roluri în travestii de care mi-amintesc eu este rolul acelui băiețel Țuțu, al lui Tătuțu. Care făcea tot felul de trăzdăi. Asta oare vă amintește și de copilăria în care pătățărați prin copaci, săreați garduri, jucați fotbal? Știu că într-un interviu așa povesteați. A fost băiețoi. Când a fost tânăr, eram băiețoi, până pe la 20 de ani, așa. Adică, ce făceați cu păpușile pe care vi le dăruia mama? Jucam fotbal. Jucam fotbal și mama săracă nu se găseau păpuși în Basarabia. Eu până la vârsta de 7 ani, șase așa, am stat în Basarabia. Război! Ce păpuși? De unde păpuși cu cap de porțolan? Nu există așa ceva. Și atunci mama, că el mai era profesoară de lucru manual și avea talent să brodeze, să coase. Era foarte îndemânatică mama, teribil de îndemânatică. Și îmi spun pe urmă ceva drăguț apropo de Basarabia. Și îmi făcea păpuși săraca, să-mi facă și mie păpuși. Mama a avut toată viața ei cochetă și delicată. Și eu niciodată n-am fost nici cochetă, nici delicată. Numai aparent. Dar în mine, eu sunt un băiețoi și acum. Da. Și îmi făcea păpuși din alea, le umplea cu tărâțe sau cu lână. Da, făcea frumos, le făcea cu sprâncene negre, așa, cu guriță roșie, două găurele de nas, așa, le făcea cu cozi brune sau așa, pieptănată ca dumneata. Și eu singur mă uitam la ea o zi, două și a treia zi săream gardul și mă ce-am jucat cu băieții în fotbal. Cu ce? Ce, era vreo minge pe atunci? Nici o minge, nenică, cu păpușa mea. Da, mama, așa mă vedea așa, fatei. Parcă e smulsă de gâști, eu am fost așa de cochetă. Mă îmbrăcam în rochii bostanie și mă dușem la bal. Și am ajuns și regina balului odată, dacă vrei să știi. Și tu ești ceva, mamă! Tare ar fi vrut să... De aia nu vroia să mă fac actriță. Nu aveai idei preconcepute că teatru așa. Nu! Cum să te faci tu artistă?
tu trebuie să pui o foaică pe tine, o pereche de șizmi, cauciuc și la drum faci, te dau la silvicultură. Ca să fie clar. Și da. Totuși, după o premieră, da. Mama dumneavoastră a spus, așa povesteați într-un interviu, da. A spus, Stella, când tu apar pe scenă, da. Răsare asta, soarele. Aproape cu un an înainte de a muri mama sărată. Ce ați simțit în momentul ăla? Nici nu pot să-ți spun. Ce se întâmplă, mama era aparent aspră, mama era. Era o femeie frumoasă. Eu semăn cu tata, ca să știi. Nu semăn cu mama. Semăn la caracter, la fire semăn cu mama, că trăind lângă ea. Tata a stat în Siberia, eu de 5 ani nu l-am mai văzut până... 19 de 19 ani, exact. Deci eu am trăit lângă mama și atunci am știut că asprimea ei nu face altceva decât să ascundă dorința ca eu să nu iau un cap, să nu fac prostii, să nu știu ce era. Și tată și mama era aia. Și niciodată nu mă lăuda. Dar niciodată. Da, și... Adică eram așa, și bărbat vreodată mergea la spectacol și zicea, vai, și frumoasă, dar și ea brunetă, și frumoasă, ea brunetă, și cine e aia blondă, drăguță, așa înaltă și stuțărică? Și uite, așa aveam discuții. Și la un moment dat, puiul așa, ne face, păi bine, mama, dar Stella? E, Stella e Stella. N-avea vorbe de laude. Și atunci când am plecat de la Boema așa într-o seară, vara, cu un an înainte să prăpădie, să încet așa, zic, mama, zic, ai vrut, dar uite-te că fac succes și așa și tot timpul îți plac alea și tu, eu niciodată, eu cum sunt? Când apar tu răsare soarele. Da? Sigur că orice mamă, dar ea niciodată nu mă lăuda, dragă. Niciodată. A dus odată de urechi, m-a dus la școală. Deși i-ai dat lua asta zeșii. Era învățătoare, era la altă învățătoare. Deși i-ai dat zeșii, că n-o învăța nica. Eu zic, ești proastă, Valentino. I-am dat 10 pentru că merită 10. Eu nu învățam așa să stau, să tocesc, să... Am avut memorie foarte bună și asta a contat teribil, știi, în teatru. Da. E baza, memoria e baza. Dar nu cea mai importantă. Talentul este cel mai important. Talentul e cel mai important. Adică trecerea de la memorizare la învățișarea totală a personajului. Atunci, acolo intervine chimia pe care unii o pot face repede și bine. De exemplu, eu am o mare apreciere pentru Maya Morgenstern. Știi pentru ce o apreciez? Pentru ușurința cu care schimbă stările. Are ușurință de... și direct la miez, asta avea și Vasilica, direct în miezul personajului merge. Nu bâșbâie, nu conturează asta așa, bâșbâind. Nu! Exact acolo se duce. Mare lucru. Mai avem o fotografie da. A dumneavoastră. Da. Împreună cu doamna Tamara. Da. De certam amândouă pentru arșinel. Aici intră o piesă. E un spectacol... E spectacol de radio. Asta spectacol e un spectacol de radio. Da. Dar am mai avut o asemenea fotografie cu ea la revistă, că i-a jucat cu noi la revistă, în care ne certam pentru arșinel. Da, da. Asta e o piesă de la radio, o piesă lui Astaloș, cu care am făcut 70 și ceva de spectacole în străinătate, în toate cele 5 continente. Invitați de ambasade. Banii am făcut noi rost. Și de transport, și de cazare, și de tot, și de diurnă. Eu spui, dacă nu l-am jucat pe diurnă. Dar am vrut să vedem și atunci ne-am zbătut, am mai cerut, am mai trăit pe diurnă, asta e. Dar s-a bucurat de un succes fantastic. Fantastic. Mai avem aici, povesteați mai devreme că ați... Da. Jucat în cu Ana Chirița rolul Luluței. Avem aici, o fotografie care Chirița. Mie îmi place foarte mult, în care sunteți chiar în rolul Chiriței. Ah, ce-mi place și mie asta, mi-a plăcut rolul foarte tare. Are o poveste toată rolul ăsta al Chiriței în ceea ce mă privește. În anul 2 de facultate, domnul Ian Nicoja era asistent și era un actor pe vremea aceea care era profesor, Marțian, Bob Marțian, nu știe nimeni acum, nu mai știe nimeni ce tragedie.
Erau încă aparatele de... Nu aveam ocazia să ne filmăm, să facem spectacole. Așa am rămas și fără Preșu. Și nu este filmat Preșu, care era un spectacol fenomenal. Și fiecare din noi trebuia să învețe rolul Chiriță, să învețe un rol și când vine din vacanță să demonstrăm în fața profesorului ce am învățat, ce am făcut noi în vacanță. Și eu îi spun lui Marțian, eu am să pregătesc Chirița. A rămas siderat, Popescu, dar eu te-am luat la clasă pentru Andromaca și dumneata, vrei să faci Chirița? A fost revoltat! Și atunci am dat să fac un mic monolog din Argheze. Ceva cu jucările din pod, o chestie care n-avea nimic comun cu mine. Eu, domnule, învăț fără, eu învăț și Chirița. Și când am venit la clasă, în februarie sau la sfârșitul lui ianuarie, de ce ai făcut? Îi spune ăla, a văzut el când am, dar eu am învățat și Chirița, domn profesor, în voiaș. Bine, spune-o. Și-a băgat în repertoriu, în semestru 2, Chirița. Deci eu mi-am dorit să joc Chirița încă din facultate. Și țin minte, doamna Dina Cocea, tot așa mi-a spus, dar de ce vrei tu să joci Chirița asta? A jucat Draga Olteanu. Extraordinar. Dar mie îmi place Chirița. Și am avut succes, am luat 10. Și deci mi-a rămas experiența cu Chirița încă din școală. Doamna Smaranda Oțeanu, care este critic de teatru și film și muzical, mă știe de când am început eu să joc. Și când și-a făcut repertoriul la opera comică pentru copii, mi-a dat un telefon și zice, nu vrei să joci Chirița la mine? Cum să nu? Imediat eu la Chirița. Eram familiarizată în ani cu Chirița în sufletul meu. Și am ajuns și am făcut Chirița la opera comică pentru copii, tot așa, vreo 60 de spectacole am jucat la ei acolo. Și foarte... Și am mai avut ceva, o experiență drăguță cu Chirița. Într-un an, acum vreo 10 ani de zile, la Nuremberg se face un festival al românilor. Dar care vin și nemții, vin sași în primul rând, care vor să asculte muzică românească. Și jucam cu Arșinel, jucam cu... Mă rog, dar venisem cu trupa de la București. Și eu îi propun, de fapt, scopul a fost ăsta, că am făcut o legătură cu Smaranda, cu teatrul de operă, de opera comică, am făcut turneu atunci, nu cu Tănase, cu opera comică. Eu, din drag de o Chirița, din dragoste de Chirița, zic, gata, îți facem Chirița și pe urmă venea Felicia Filip cântan, mai știu ce, pe urmă era un spectacol românesc mare. Dar începutul eram eu cu Chirița. Când ajung acolo, atunci mi-am dat seama, inconștientă. De ce dracu fac, mă, eu? Chirița la Sași? Păi nici nu înțeleg ce vorbesc. Cu și și dar de și? Mă, și mi s-a făcut o frică. Zic, cine dracu m-a pus, că eu am fost aia care am nițitat ideea, cine dracu m-a pus pe mine să mă duc la nemți cu Chirița? Ei, scumpa mea, vreau să spun că a fost un succes nemaipomenit și am urcat în piață! Ăia erau cu bere și cu mititei pe masă. Dar atât de doritori să vadă o trupă românească. Mi-a zis una că cântau băieții noștri, englezește cântau. Și a venit una la mine și a zis, doamna Stella, noi am venit aici să jucăm românești, nu să cântăm, să cânte ăștia englezești. Erau supărați, băi, înțelegi? Deci sunt românii, sașii de acolo au rămas foarte legați de țară, foarte legați. Avem aici o fotografie foarte frumoasă. Poate ne spuneți... Nu mai știu. Cu ce ocazie a fost făcută? Nu mai știu, scumpă. Cred că tot în Germania e. Cred că e în Germania. Scrie doar că e din 95, da. Da, da, în Germania într-un turneu e făcut, da. Turneu. Păi da, și după gușă se vede că e mai de aici. Foarte rău îmi pare, dar nu pot, asta e conformația, ăștia sunt ani. Am început să mă renunț la pretenții așa, puțin, nu mult. Recent ați sărbătorit, mă rog, în urmă cu 2 ani, nu? În 3 ani aproape, că 2012, ați sărbătorit 30 de ani de cuplu cu Stella Arșinel. Și Arșinel. Sigur. Într-un spectacol, Aplauze, aplauze. Da, da. Avem
fotografii din acest spectacol. Da, da. Acolo da, sunteți da, dumneavoastră, aici sunteți împreună cu domnul Arșinel. Aha, da, chiar era prologul de la... Am și schimbat da. Rochia a doua zi, că nu mi-a ieșit bine mie rochia și am schimbat. Asta se mai poate la revistă. Mai avem și o poză din culisele vieții artistice, ca să zic așa. Da. Te-ai să arăt din biroul... Asta chiar de lucru. Da, zic că pietăm câteodată este, la el în da, 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 din pardon, biroul dumnealui de la teatru. Da, asta e o poză bună, să știi. Spuneți-mi, cum a rezistat cuplul acesta artistic atât de mult? Care, pe, uite, așa lucrăm noi la repetiții cu domnul Arșinel. Care e secretul longevității acestui cuplu artistic? Și înțelepciunea lui ca manager și răbdarea mea ca basarabeancă. Asta este... Ce se întâmplă? Nu spuneți nimic despre talent? Măi, nu rezistam atâta dacă nu aveam calități, nu? Însă ne-am bazat și pe un text extraordinar. Păi asta ne lipsește jucați acum. Jucați și acum pe textele păi cum? Și acum jucăm pe textele Maximian. Da. Și nu avem... Nu, eu nu contest că tânăra generație are talent. Cu siguranță că au talent. Nu s-au aplecat cu atenția asupra acestui gen, care are o mare calitate. Când face, el face succes numai având această calitate. Legătura strânsă cu viața și mai ales cu problemele spectatorului. Dar astea tratate în comedie. În clipa în care îl interesează pe spectator, atunci vine succesul. Altfel, dacă nu îl interesează ce spui, dar vorbim iar despre Kellner, vorbim despre manicuriste, nu e. Marile probleme trebuie atinse. Atinse. Haz, cu inteligență și întotdeauna să fii de partea dreptății. Să fii de partea dreptății. Că ea din sală asta caută. Dreptate. Adevărul. Și atunci te ascultă. De ce și acum? Am fost în America acum vreo 4 ani și am jucat la o... Noi jucăm la biserici uneori, că sunt biserici care au scenă, au sân de spectacol. Și a venit directorul sălii, care era fost profesor și fugit mai de multă vreme de... Plângând a venit la mine și mă zic, Doamna Stella, ce fericiți ne făceați la Boema, că mai scăpam de mizerie și mă gândeam că aveam speranță. Plângând un bărbat la 50 de ani. Textul era textul cel era, care da. Ținea în spinare treaba asta. Umplau și veneau și aveau satisfacție când auzeau câte o treabă. În prolog odată nu se găsea nimica, măi. Măi, fraților, voi nu credeți, la cofetărie... Raft pe rafturi, erau șervețele de hârtie și borcane de gem. Și rețetele care se făceau era după îndrumarea partidului. Și atunci au dispărut cataiful, a dispărut eclerul, a dispărut o seamă întreagă de cremșnitul. Ce să mai vorbim? Și aveam un prolog în care spuneam, vai, am fost la cofetărie, puu, ce era acolo, negrese. Cremșnituri, amandine, tararara și de toate. Am un șirag întreg de prăjituri minunate. Și la sfârșit ne spuneam, hai că am ținere de minte. Bă, să rupea salandul. Că era, deci, într-o modalitate comică, lucruri grave. Da. Multe lucruri, da. Și totuși, după atâția ani în care ați fost în lumina reflectoarelor pe scenă, cum de mai aveți emoții înainte da. de spectacol, în fiecare înainte seară. De ridicarea cortinei? Toată lumea, cum toți, așa? Toți artiștii au emoții. Este o întâlnire, eu zic că aici ține și de... E o problemă și de... Cum să-ți spun, eu nu știu cum să-i spun. E un fior, care se o undă care se transmite între artist și spectator. Impalpabilă. Nu poți să-ți dai seama ce este exact, dar există. Să intri în scenă și să fii privit de 800 de ochi, cum îți închipui că poți să rămâi de lemn tănase, cum se spune? Nu, te impresionează. Plus că dacă ai ajuns la un anumit nivel, nu mai ai interesul să dezamăgești. Să zic, nu mai e, nu mai e aia, știi? Nu, de fiecare dată e un examen. De fiecare dată, în fiecare seară, este un examen. Și dacă ceva nu ți-a dat,
Te gândești când ești de afară, de ce n-a dat acolo? Pentru că foarte ciudat. Peste tot, comedia este o cum să spun eu, comedia este o farmacie. Și dacă înainte de a se pune virgula, ți-a fost mintea în altă parte, a căzut poanta, s-a dus, nu mai aplaudă nimeni. Ce ciudat e! Ce ciudată chestia asta! Foarte interesant e! E o profesie extraordinar de frumoasă și de interesantă și de sofisticată, într-un fel, așa. Nu e simplă. Probabil că ăsta este și motivul pentru care spuneți că niciodată nu sunteți obosită. Da. Pentru că faceți, chiar dacă munciți, munciți e lege. Plăcere. E o zicală din bătrâni, să se spune că dacă faci ceea ce îți place și muncești o zi întreagă, nu e muncă. Colegul dumneavoastră, George Mihăiță, spunea la un moment dat că aveți ceva din Doina Melin, din atleta Doina Melin, deci da. Sunteți tot timpul pe fugă, tot timpul alergați. Da, da, așa e, așa e. Prietenul meu, psihologul Bogdan Lucaciu, spunea într-un timp, și dacă între Constanța și București merg două mașini, una dus și una întors și n-am în două Stella Popescu. Da, da, am circulat enorm. Eu cred că cineva, un tânăr, într-o ziar, m-a criticat că am casă la mare. Și m-am gândit, întâi m-am spărat, întâi m-am enervat și pe urmă am stat, zic, dacă l-aș cunoaște și l-aș vedea, ar spune numai câte nopți am dormit eu în tren. Minimum 30% din nopțile vieții mele a fost dormită în vagon li. Dacă nu, găseam bilet, dormeam și la clasă, nu conta. La întâia, la a doua, în vagon li, cu camionul. Am venit odată de la Slobozia cu mașina de lapte. Ha! Da, jucam cu echipa din Slobozia și am făcut toată regiunea aia cu ei. Eu făceam un show de o jumătate de oră și restul făceau, că erau niște formule de-astea de ansambluri populare. Și nu exista. Nu exista gară la Slobozie, nu exista tren spre București. Înțelegi ce e aia? Și eu dimineața la 10 aveam repetiție. Și era Papa Nicola, parcă îl chema pe impresar, care era și actor. Doamna Stella, venim cu mașina de la fabrica de cașcaval. Cum dracu fi? Mă, mâine am treabă. Doamna Stella, o să vedeți. Și ne-am dus după spectacol la fabrica de cașcaval. Nu era nimeni acolo decât portarul și încă doi oameni care munceau. Mi-au arătat și toată fabrica cu cașcavalurile, uite așa, toate părafturi. Și am așteptat să vină mașina care încărca cașcavalurile și le aducea la București. Dar avea și așa un fel de pat sus unde doarme șoferul ăla care ajută pe cel, ajutorul de șofer. Și am venit. Nu știi, dacă nu mi-am rupt atunci coloana, nu o să mi mai rup niciodată. Ce zdruncinături am în casă. Ce nenorocire a fost drumul ăla. De-am ajuns în casă, am dormit și la 9 m-am fartat și am plecat la treabă. Asta era condiția, n-aveam alta. N-aveam altă soluție, înțelegi? Da, multe trăznăi am în viața mea. Contează mult să faci meseria cu plăcere. Contează, este absolut necesar. Da. Absolut. Avem o fotografie din momentul în care s-a dezvelit steaua în piața timpului. Ce frumoase. Inițiativa colegului mai tânăr. Da. George Ivașcu, da. Ivașcu, care e un băiat foarte serios și foarte... Da. Are este un repertor interesant, întreține, lui, sigur că da. Cei mai a omagia marele nume din teatru, din film. Sigur că da, sigur că da. Nu mai e loc acolo de câți actori mari avem. E adevărat că sunt foarte mulți, e adevărat că sunt foarte Școala mulți. De teatru românească. M-am întâlnit de curând cu domnul Esrig la sărbătorirea Teatrului de Comedie, care a plecat în condițiile care erau atunci. Nu putea să o pună și aici și în altă parte, dar... Nu se putea fizic face asta pentru că n-aveai voie. Țin minte, de exemplu, o întâmplare. Eu am iubit-o pe Irina Petrescu. Am lucrat cu ea, am făcut niște plecări în străinătate cu filmul cu ea și era un personaj așa de delicat, atât de inteligent, atât de... De? Și a fost... Ea a făcut un turneu la Hollywood, într-o vizită de asta invitată la Hollywood. Și au invitat-o să facă un film acolo. Și a venit în țară,
I-a venit propunerea de la studiourile de la Hollywood și bineînțeles că răspunsul a fost următoarea: nu poate să vină pentru că este angrenată în multe proiecte pe care trebuie să le ducă la sfârșit. Nu era angrenată în multe proiecte și putea să facă un actor român un film la Hollywood, indiferent ce proiecte avea. Nu i-a dat voie. Și mulți care au făcut, de-aia au și plecat. Restricțiile astea erau infernale, infernale. Așa a plecat și Danuțu, așa au plecat mulți oameni cu calități. Pentru că asta a fost o măgărie. O măgărie, o automăgărie, cum aș spune eu. Adică ne-au distrus niște șanse, că noi tot acasă ne întorceam. Să te duci acolo, poți să dai lovitura, poate să rămâi acolo, dar în general, dacă ești un actor bun și te lasă să-ți vezi de treabă, cum se ducă ea din Suedia, joacă la Hollywood, se întorc acasă, ce rămân acolo. Mă rog, știi care a fost situația, ne vorbim degeaba acum, e prea târziu. Atunci trebuia să se găsească o minte luminată să priceapă. Dar dacă nu au vrut să priceapă? Aia. Aici sunteți la spectacolul care marchează, de la Sala Palatului, da, care marchează 50 de ani de activitate artistică ai domnului Alexandru Arșinel. Aha, da, da, da. Ha, ha! Și asta are o poveste. Spuneți-ne-o. Da. Eu făceam filmul Mamaia. Și la Mamaia, la Mamaia era. Trebuia să joc o femeie în vârstă. Puneam o perucă albă, mică, tunsă. Ori eu, la cât păr am, nu puteam să pun peruca aia. Trebuia să găsesc o soluție. Și filmam așa de dimineață filmul până la ora 6 și la 7 intram în scenă la teatru, la muzical, la Tănase, da? Și atunci am găsit soluția. Întâi m-am dus și am cumpărat peruca blondă, să intre bine pe cap, și pe urmă am mai cumpărat încă o perucă șatenă, care să aducă cu părul meu, și la filmare strângeam părul cu agrafe mici, făceam bucle mici, strânse așa, strângeam tot părul, puneam peruca albă. La 6 când terminam filmarea, jic, o hârtie pe față, îmi ștergeam fardul ăla, nu era fardată prea tare, deci nu era problemă, scoteam aia și puneam peste aceleași bucle strânse cu ace, puneam peruca mea scurtă, asta. Drept care se încingeau telefoanele, s-a tuns Stella, eu știu asta de la coafezele. Și s-a și vopsit. Da. Și de-aia o vreme mi-am folosit această perucă scurtă. Acum nu mai pun pentru că lumea... Știi că la revistă e foarte interesant, orice element nou distrage atenția de la ce spui. Ori numărul tău durează 5 minute, 6 minute maximum. Dacă ei încep să comenteze, are părul lung, dar de ce are scurt, dar de ce a făcut aia, de ce aia, se pierde jumătate din text. Și atunci n-am interesul să le complic situația. Da. Spuneți-ne, cum de mereu sunteți atât de tonică, cum de mereu sunteți atât de veselă și emanați această stare de bine și chiar o transmiteți oamenilor, da, asta nu neapărat publicului, chiar și oamenilor din jurul dumneavoastră, chiar dacă nu sunteți pe scenă. Care-i secretul? Asta vine de la Dumnezeu. De la Dumnezeu vine puterea asta de a nu spune neplăcerile pe tapet sau deziluziile unei zile pe tapet. Astea sunt ale tale, le duci acasă și vezi ce faci cu ele. Dar în general eu sunt foarte optimist, așa e firea. Foarte optimistă, nu iau nimic în tragic. După părerea mea, singurul lucru care trebuie să te doară și să-i dea atenție este sănătatea. Boala. Boala mă pune și pe mine la pământ, adică atunci nu mai pot să rezist, să mai fiu veselă, să fiu tonică, să nu fiu... Deși firea câteodată mă dă de gol, știi? Ți s-ar părea că nu-mi pasă, deși mie îmi pasă. Pe urmă, mie îmi plac oamenii, știi? Eu când mă întâlnesc cu cineva, îmi floresc. Îmi plac oamenii. N-am teoria aia. Pe mine nu mă iubește decât câinele. Ei, las-o, dragă. Probabil că de asta și sunteți un artist foarte iubit. Păi da, măi, ce e aia? Pe mine mă iubește numai câinele. Câinele e câine și omul e om. Cu toate defectele și cu toate calitățile lui.
Eu nu pot să fac această comparație. Pentru mine oamenii nu sunt câini. Nici criminalii nu sunt câini. Sunt niște oameni cu anumite deficiențe. Care, dacă vrei, înțelegi, dacă nu înțelegi, dacă nu îi scuipi în față și termini cu problema asta și te duci mai departe. Vedeți? Da. Dragostea dumneavoastră pentru oameni își primește și răsplată prin dragostea pe care oamenii țin vă cont oferă de oameni. În orice moment v-ar vedea, în orice moment v-ar întâlni. Știi ce mi-a zis o bărbă? Că am pornit la un moment dat să-ți spun și pe urmă am uitat. La Timișoara, de asta am mai spus-o odată. Că mă aștepta o bătrână în ușă de la Casa de Cultură. Am zis, mă cere ceva probabil. Zic, da, măicuță, ce e? Doamna Stella, proștii să știa. Cine? Ai noștri. Numai pe dumneata de te-ar trimite în America am plătit toate datoriile. Spune tu, ce-a fost în mintea ei femei la țară? O, femeie frumoasă, dar e o bărățancă. Ce-a fost în mintea ei? A fost cel mai frumos compliment pe care l-am primit vreodată. Adică a fost o apreciere a valorii. Că ceea ce facem nu e degeaba. Că de fapt nu întotdeauna. Lumea crede că ne distrăm, că vai ce frumos e, plecăm la televiziune, vai câți bani avem. Habar n-au ei că din 10 emisiuni niciuna nu se plătește sau plătește una singură. M-a întrebat cineva acum la o emisiune cât câștigau pe vremuri actorii. Un rol principal, ca Amza, de exemplu, în Neamărin, era 40.000 de lei. 40.000 de lei erau cam 10 salarii. La un salariu mediu pe vremea comuniștilor ce era? N-aveai bani, n-aveai ce să cumperi. Dar tot nu erau bani, scumpa mea. Tot nu erau bani. Și când aud în America, De Niro ia 500 de milioane de dolari, la nu știu câte milioane. Deci nu putem vorbi despre asta, de fapt, în România. Nici acum nu putem vorbi despre asta. Dacă eu le spun spectatorilor că eu cu Mamaia, film, cu rol principal, am luat 6 sau 7 mii de dolari, păi nenic. Azi bani. Eu când aud ce s-a furat în țara românească, iartă-mă, dar nu știu să scriu sumele. Nu știu să le scriu sumele care s-au furat. Jumătate dacă e adevărat. Nici măcar. Doamna Stella, vă mărturisesc că noi plănuisem să facem acest interviu cu dumneavoastră în decembrie, tocmai pentru că decembrie a fost ziua dumneavoastră. Și vroiam să vă facem cadou o dată acest set de fotografii și vă oferim cu întârziere de o lună. Ce frumos, mulțumesc mult! Un buchet de flori, vă dorim la mulți ani, să fiți sănătoasă și să vă păstrați firea asta optimistă pe care o transmiteți și altora și faceți bine oamenilor transmițându-le. Îmi pare bine când lumea își dă seama de valoarea acestei profesii pentru oameni. Ei cred mai mult în satisfacția noastră, dar satisfacția noastră e tocmai că folosim oamenilor. Această meserie este fenomenală. Îndreaptă oameni. A fost o piesă care s-a jucat la Național, Cine are nevoie de teatru se chema, care era o demonstrație clară ce înseamnă teatru pentru oameni. Foarte interesant. Vă mulțumesc din suflet pentru interviu. Mulțumesc. Și pentru faptul că v-ați găsit timp să ajungeți la noi. Da, am auzit Ager Press, vă bucurați de stimă și apreciere și atunci am venit.